Bună ziua și bine ați venit la despachetarea noului telefon Nokia Lumia 930. Acesta este al doilea smartphone care este lansat cu Windows Phone 8.1 preinstalat după Nokia Lumia 630. Și precum Lumia 630, acest telefon vine și el cu un nou design pentru cutie, un design care este mult mai colorat decât în trecut. Dar haideți să trecem la treabă și să despachetăm telefonul. Imediat ce desfacem cutia, găsim înăuntru telefonul. Acesta este noul Nokia Lumia 930. Dacă ne uităm în partea jos a ecranului, observăm trei butoane software, unul pentru a merge înapoi, unul pentru a accesa ecranul de start și unul pentru căutare. Pe partea dreaptă a telefonului avem butoanele pentru volum, butonul pentru pornit-oprit telefonul și butonul pentru cameră. Butonul pentru cameră este foarte util, mai ales atunci când avem nevoie să luăm poze să facem poze cât mai rapid. Pe partea de sus găsim slotul audio și slotul pentru cartela SIM. Pe spate vedem blitzul și camera propriu-zisă de 20 de megapixeli. Cam atât despre telefon. Hai să trecem mai departe să vedem ce găsim în cutie. Aici vom găsi adaptorul pentru o priză și cablul USB. Dacă desfacem mai departe, vom găsi garanția și manuale de utilizare în diverse limbi pentru telefonul respectiv. Din păcate, din cutie lipsește o pereche de căști și noi chiar ne așteptam la una din moment ce vorbim despre un smartphone de top din gama Lumia. Atât pentru videoclipul de astăzi. Noi am despachetat noul Lumia 930. Îl vom testa în zilele următoare și vom publica o recenzie cât de curând pe 7tutoriale.ro. Vă mulțumim pentru atenție. La revedere!